această dimineață aș dori să vă vorbesc, cred că cum a fost observat ușor în acest pasaj, despre mântuire. Și nu știu dacă v-ați pus întrebarea aceasta, de ce apostolii vorbesc așa de mult despre Evanghelie și despre mântuire mântuiților. Cred că lucrul acesta este important de lămurit și există un motiv primar pentru care apostolii fac lucrul acesta. O înțelegere nesănătoasă, ciuntită a mântuirii și a Evangheliei, duce la o convertire nesănătoasă sau falsă și, bineînțeles, după aceea duce la o trăire care nu este conform cu Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, mereu și mereu, Apostolul aduc în atenția noastră uh, și ne lasă în Cuvântul lui Dumnezeu pasaje care ne vorbesc despre Evanghelie sau despre mântuire, care arată felul în care trebuie să fim întorși la Dumnezeu și care arată apoi felul în care trebuie să tăiem. Așadar, în dimineața aceasta avem acest pasaj înaintea noastră care ne vorbește despre mântuire și aș vrea să ne uităm la câteva aspecte foarte importante legate de mântuirea pe care Dumnezeu o lucrează în viețile noastre. În primul rând, ne uităm de la versetul 1 la versetul 3 la manifestarea mântuirii. Este foarte important să înțelegem, odată pentru totdeauna, că omul care este mântuit este un om care se va manifesta în tocmai. Mântuirea nu este o tranzacție religioasă pe care eu o fac cu Dumnezeu, un lucru cu care eu să mă laud, ci, în primul rând, este uh, o transformare pe care Dumnezeu o face în viața mea și se va observa în exterior, se va vedea în exterior, da? Mântuirea se va vedea. De ce spun lucrul acesta? Aș vrea să observați argumentul Apostolului Pavel. El spune, de la versetul 1 la versetul 2, versetul 1 și versetul 2. Adu-le aminte să fie într-un fel sau altul, da? supuși stăpânirilor, gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, să fie cumpătați plin de blândețe față de toți oameni. Asta trebuie să facă un credincios. Versetul 3 spune cum erau credincios și altă dată, că și noi eram altă dată fără minte. Deci este un contrast care se face. Versetul 1 și versetul 2 ne arată ce trebuie să facem noi acum. Versetul 3 ne arată cum eram noi altă dată. Este o, o comparație între acum și altă dată. O comparație între acum și altă dată. Și ni se sugerează foarte clar că între altă dată și acum s-a întâmplat ceva, o transformare. Da? Există o diferență între ce eram eu altă dată și ce eram eu acum. Și întrebarea este următoarea. De ce există o diferență între altă dată și acum? Ce s-a întâmplat? Da? Adune aminte acum a să fie într-un fel pentru că altă dată eram altfel. Ce s-a întâmplat între timp? Păi ne spune ce s-a întâmplat între timp în versetul 4. Ce s-a întâmplat? Când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit. Acesta este argumentul. Eu astăzi trăiesc diferit de cum am trăit altă dată, fiindcă sunt mântuit. Asta este argumentul. E foarte simplu. Eu trăiesc diferit astăzi fiindcă sunt mântuit. Sau fiindcă am fost mântuit și sunt mântuit. Da, este la timpul trecut, El ne-a mântuit. Acesta este argumentul. Așadar, primul aspect pe care îl subliniază Apostolul Pavel, sunt și altele pe care le vom observa imediat, este că un om mântuit se va manifesta în tocmai. Cu alte cuvinte, eu nu pot să vin și să spun, eu sunt mântuit, eu sunt mântuit, nu contează cum trăiesc, eu sunt mântuit. Lucrul acesta este fals. Pentru că tocmai acesta este argumentul Apostolului Pavel. Omul mântuit se va manifesta ca un om mântuit. Vă aduceți aminte că și în Romani Apostolul Pavel abordează o problemă similară. Niște oameni care spuneau, dacă păcatul se mulțește mai mult decât, nu, dacă harul se mulțește mai mult decât păcatul și decât fără de legea, atunci prin o logică impecabilă, cu cât păcătuiești mai mult, harul fiind mai mare, cu atâta să mulțește și harul. Și ce să facem noi ca să se mulțească harul? Să păcătuim mai mult ca să se mulțească harul, da? Și Apostolul Pavel spune, nu, nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Noi care am fost regenerați, care am fost născuți din nou, noi care suntem izbăviți de păcat, cum să mai trăim în păcat? Așadar, argumentul este acesta. Și să știți, întotdeauna doctrina curată, adevărată a Evangheliei și doctrina adevărată a mântuirii a ridicat semne de întrebare. Mă, oare nu-i prea de tot mesajul ăsta a Evangheliei? Oare nu-i prea extraordinar? Nu-i prea, nu știu cum, mântuirea asta. Hai să mai tăiem o leacă din ea ca să nu și-o ia lumea în cap. Nu. Nu este necesar să facem lucrul acesta din următorul motiv. Omul care este mântuit este un om care este izbăvit de ceva. Chiar termenul mântuit înseamnă scăpat, nu? E liberat. Când omul spune sunt mântuit. Nu știu cine, Leonard Ravenhill, nu mai țin minte cine, dar într-un clip pe internet a, ascultam, el întreba la un moment dat. Obu zice, sunt mântuit, sunt mântuit. Și el întreba, ești mântuit de ce? Să ești mântuit din ce? Că însuși termenul mântuit înseamnă să fii izbăvit de ceva. Să fiu scăpat de ceva. Sunt scăpat. Scăpat de? e dragi, scăpat de minciună, scăpat de furt, scăpat de curvie, scăpat de prostie, scăpat de ce? Trebuie să fiu scăpat de ceva ca să fiu mântuit. Și Apostolul Pavel ne arată în primele trei versete că omul mântuit este scăpat de ceva. Este eliberat de ceva. Este o diferență fundamentală. Asta este mântuirea. Mântuirea face o diferență fundamentală între altă dată și acum. Între altă dată, timpul trecut și acum, timpul prezent, există un eveniment care face diferența între cele două, care separă cei doi timpi. Și haideți să vedem. Versetul 1, versetul 2 ne arată cum trebuie să fie credinciosul acum. Este izbăvit și are o trăire altfel acum. Cum? Ia auziți. Versetul 1 zice, adule aminte să fie supuși stăpânirilor și dregătorilor. Aș vrea să vă întreb, este un lucru ușor să ne supunem stăpânirilor și dregătorilor sau este un lucru greu? Când, când ne gândim la istorie în general, nu mai istoria României, istoria în general a lumii, sistemele politice au fost niște sisteme morale, niște sisteme care -au, au încercat să-L aducă pe Dumnezeu în centrul societății sau nu? În general, în general, n-au fost așa. Și totuși, în ciuda acestui lucru, Pavel spune că ar trebui să fim supuși stăpânirilor și dregătorilor. Să-i ascultăm. Bineînțeles, lucrul acesta nu trebuie dus la absurd și să credem că trebuie să-i ascultăm împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Sau cum justifica unii în vremea comunismului. Domnule, noi trebuie să ascultăm, că așa spune Biblia, să ascultăm de stat. Dacă statul cere uh, membralitatea sau... Uh, uh, toate uh, registrul membrilor din adunare ca să poată să ia la rând și să-i execute pe fiecare la rând, atunci eu ca slujitor al lui Dumnezeu și ca om care ascult de Cuvântul lui Dumnezeu, care îmi cere să mă supun autorităților statului, o să mă duc la uh, organele statului și o să le prezint așa în detaliu ce face fiecare, cum se comportă fiecare, la ce oră de rugăciune au fost, unde se duce la studiu, că eu trebuie să mă supun statului, da? Nu trebuie dus pasajul acesta și pasajele de genul acesta la absurd și să credem că trebuie să ne supunem statului contrar cuvântului Dumnezeu. Nu despre asta este vorba. Ce este vorba despre o supunere chiar și atunci când ne este greu și atunci când nu se are în vedere călcarea cuvântului lui Dumnezeu. Și în general nu se are în vedere călcarea cuvântului lui Dumnezeu, în general se are în vedere sau se au în vedere banii noștri și se are în vedere confortul nostru și se are în vedere impozitele care le pun peste noi Apostolul Pavel spune că trebuie să fim supuși, să-i ascultăm, să fim gata, au zis, să fim gata să facem orice lucru bun. Să fim gata să facem orice lucru bun. Să fim predispuși spre a face lucruri bune. Și aici ar fi un test practic foarte important pentru noi. Într-o situație oarecare în care aș putea să fac un lucru bun, prima mea înclinație sau... Prima mea reacție față de o situație este să fac un lucru bun sau să fac un lucru rău. Indiferent că situația e pozitivă sau negativă. Cineva s-a băgat în fața ta, nu știu ce intersecție, unde tu aveai prioritate. Primul lucru care îți vine să-l faci este să să dai prioritate, nu? Sigur, cu siguranță. Care să fie altul? Da. Auzi, să fie gata. Să fie gata. Eu sunt gata să fac. Totdeauna sunt starea asta de gata să fac orice lucru bun. Și așa ca un, ca un radar care depistează situațiile și abia aștept să fac câte un lucru bun. Spre dispus să fac lucruri bune. Versetul 2. Foarte important. Omul credincios nu doar se supune stăpânirilor, nu doar e înclinat să facă lucruri bune, auziți, să nu vorbească de rău pe nimeni. E foarte important lucrul ăsta. Haideți să vă pun o întrebare, că avem foarte mulți copilași pe aici. Dacă copilul tău ar face un lucru rău la școală, un lucru rău pe care tu l ai interzis, tu l-ai educat, îi încerci să-l duci pe care dreaptă, a făcut o prostie, ți ar părea bine ca doamna învățătoare sau domnul diriginte sau nu știu cine să vină să-ți spună lucrul ăla rău pe care l-a făcut? Da, orba. Dacă el pe ascuns dezvoltă un comportament pe care acasă îl, ascund, îl ascunde. ascunde. Ți-ar plăcea să știi lucrul ăla ascuns pe care el începe să-l facă cu perseverență, de care să alipește. Lucrul acela care poate devine o parte din caracterul lui, din conduita lui. Ți-ar plăcea ca cineva să vină să spună lucrul ăla? Da. Înseamnă asta să vorbească de rău? Nu. Sau, dăm alt exemplu. Dacă există cineva care face o crimă, face cineva o crimă, și o altă persoană îl vede. Și el zice, mă, eu urbesc pe omul ăsta, eu știu care a avut la închisoare pe viață. Ascund lucrul ăsta pe care l-a făcut. Dacă el n-ar ascunde și s-ar duce și ar spune poliției, l-ar vorbi de rău? Păi cum nu dacă se duce și spune un lucru rău despre el? Vedeți, acest pasaj poate fi abuzat. Poate fi abuzat. De ce? Vorbirea de rău nu înseamnă să spui întotdeauna un lucru rău. Nu asta înseamnă vorbirea de rău. Că odată ce am spus un lucru rău, înseamnă că am vorbit de rău. Vă dau un alt exemplu, a treilea exemplu. Dacă în adunare, într-o adunare, oarecare, există un frate sau o soră care dezvoltă în viața lui un comportament păcătos. Un lucru grav, un lucru care ar aduce... Uh, uh, ar aduce hul asupra bisericii, asupra lucrării lui Dumnezeu. Ar aduce, ar strica... Extraordinar de mult mărturia adunării. Dacă ar fi o persoană care a face lucrul ăsta. Și o altă persoană știe și vede lucrul acela. Și s-ar duce și ar spune, conducerea adunării, uite, frate, eu am văzut, eu știu că fratele Cutare face lucrul ăsta rău. Ar vorbi de rău? Ar fi o vorbire de rău sau nu? N-ar fi o vorbire de rău. De ce? Principiul este foarte simplu de înțeles. Când o persoană spune un lucru rău altei persoane care este o autoritate peste o a treia persoană care a făcut lucrurile rău, atunci nu este vorbire de rău. Adică dacă eu sunt autoritate peste copiii mei și tu îmi spui ceva rău despre copiii mei care este adevărat, tu nu l-ai vorbit de rău. De ce? Că eu sunt autoritate care pot să corectez lucrurile acela. La fel este în adunare, când spui autorități. Când un frate se duce și spune altui frate despre alt frate care nu are nicio autoritate asupra fratelui respectiv, atunci aia este bârfă, clevetire sau vorbire de rău. El nu poate să facă nimic cu privire la situația respectivă, da? Sau dacă altcineva vine și îmi spune mie ceva rău despre un vecin și eu nu pot să fac nimic cu privire la lucrul ăsta, nu a rezolvat absolut nimic. Deci nu a rezolvat absolut nimic, da? Așadar, acesta este principiul care se aplică și în lume, în ce privește autoritatea pe care Dumnezeu a lăsat-o, care se aplică și în adunare, care se aplică și în viețile noastre personale. Bineînțeles, există alte situații în care, de exemplu, poliția sau statul nu face nimic cu privire la anumite pericole sociale și eu te avertizez pe tine. Mă, fii atent, nu trece pe strada asta sau nu te întâlni cu ăla că s-ar putea să pățești așa. Iarăși nu este vorba de vorbire de rău când urmărim protecția celor mai mulți, când urmărim din dragoste binele celor mai mulți și atunci scoatem în evidență un rău nu de dragul de a evidenția rău. Nu că noi suntem bolnavi de a observa rău și de a scoate rău la iveală și ne place să vorbim despre rău arătând că în inima noastră este rău. Da? Și pur și simplu urmări, când urmărim binele cuiva, da? Spui, spun ceva rău despre cineva pentru că altcineva poate să-l ajute, el poate corecta și așa mai departe. Dar în general nu suntem în situațiile astea, nu? În general m-am întâlnit cu tine și sunt atâtea persoane despre care știu atâtea lucruri și tu nu știi lucrurile alea. Și ce să facem? Ne apucăm să vorbim de rău. Ba de unul, ba de altul și din nefericire se întâmplă lucrul acesta. Din nefericire. Biblia spune aici să nu vorbească de rău pe nimeni, să aibă, să aibă limba în, controlul, în control. Apoi spune să nu fie gata sau predispus spre ceartă. Însă atâtea situații conflictuale prin care trecem, poate în fiecare zi. Sau atâtea situații care sunt așa ca un butoi de pulbere și care ar putea genera un conflict. Credinciosul spune în Scriptura că trebuie să fie într-o asemenea stare. De asta spune ce să nu fie gata. Să fie într-o asemenea stare care arată că nu este predispus spre ceartă. Primul lucru care îmi vine să-l fac când cineva îmi greșește sau mi se pare mie că mi-o greșit este să pornesc o ceartă. Să mă lupt. Pavel spune că un credincios nu este așa. Cei din potrivă, este un om cumpătat, adică e echilibrat. În general, oamenii sunt predispuși spre dezechilibru, spre haos, spre exagerare. Cumpătarea este opusul exagerării. Da? Suntem exagerați la mâncare, exagerați la bani, exagerați la foarte multe lucruri. Exagerăm în general. Omul care este mântuit este un om care în caracterul lui se găsește această caracteristică a cumpătării. Plin de blândețe. Ce înseamnă blândețe? Înseamnă blândețea să fii bleg? Nu, eu, eu sunt blând. Că zice Biblia aici să nu fiu gata de ceartă, să nu vorbesc de rău pe nimeni, să fiu cumpătat. Eu, eu sunt blând, așa sunt bleguț. O, ce spune oricine, orice... Și dacă ar bubui tot în jurul meu, eu sunt un om așa blând, arde casa. Eu sunt un om blând, mă, nu vă speriați cum zice, nu, că așa ușor, o, oh, v-am balat, da, zici, oh, sunt un om blând. Da? Nu asta înseamnă blândețe. Blândețea înseamnă să, fii, să ai capacitatea aceasta și înțelepciunea aceasta de a ști câtă fermitate să manifesti în fiecare situație în parte. Da? Lipsa de blândețe se vede foarte... Acum dau din viața mea. Da? Lipsa de blândețe se vede, de exemplu, în relația cu copiii. Când copilul face o boacă ne poate din neatenție și reacționezi exagerat. Știi că o făcut din neatenție, dar ești atât de frustrat că o făcut boacă în aceea, că disciplina nu are în vedere corectarea lui. Că dacă o făcut-o din neatenție, ce să corectezi? Da? Nu are în vedere corectarea lui, ci are refularea ta. Aia este o lipsă de blândețe. Adică nu știu că în situația respectivă nu trebuie să manifest puterea aceea sau să manifest fermitatea aceea cu privire la lucrul respectiv. Sau dacă copilul spune o prostie, a învățat o înjurătură, a învățat un cuvânt urât și poate oamenii îl consideră totuși obișnuit, a, mie mi se pare uh, un lucru de haz, hai să râdem, ha, 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 ce a învățat copilul să spună. Atunci când ar fi trebuit să-l corectez, nu l-am corectat. Atunci când n-a trebuit să-l corectez, dar m-a pe mine, l-am corectat, da? sau au manifestat uh, fermitate, prea multă seriozitate când nu era cazul. Asta înseamnă să fii blând, să, fii, să știi în fiecare situație cât de serios trebuie să fii, cât de ferm trebuie să fii. Blinde, de blândețe față de toți oamenii. Argumentul? Versetul 3, că și noi eram altă dată. Altă dată. Și ar fi interesant să ne gândim fiecare la noi înșine dacă ne-am putea descrie pe noi înșine în felul acesta. Indiferent că venim din familie de credincioși sau nu. Te poți gândi la tine. Și acesta este un test al transformării noastre. Dacă eu nu mă pot imagina pe mine însumi în trecut, înainte să-L cunosc pe Dumnezeu, sau dacă nu mă pot gândi la mine când nu-L cunoșteam pe, Dumnezeu în felul acesta, înseamnă că n-am avut cel mai probabil că n-am avut parte de o transformare. Ia zic ce spune. Înainte, înainte, altă dată, eram fără minte. Te poți gândi la tine însuți când nu-L cunoșteai pe Dumnezeu, că ai fără minte? Adică mă, mă comportam în asemenea fel, mi-aduc aminte că gândeam într-un asemenea mod încât E clar, un asemenea om este și era fără minte. Te poți gândi așa la tine? Poți să spun despre mine, măi, eram fără minte. Datorită felului în care trăiam, datorită felului în care vorbeam, datorită felului în care gândeam. Eram neascultători. Unii oameni se întorc la Dumnezeu și spun, măi, eu oricum am fost un om bun așa, dar am văzut bunătatea lui Dumnezeu față de mine și m-am gândit să fac așa un pas către Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu mi-a făcut atâta bine, acum eu n-am fost un om imoral, n-am făcut prea multe rele. Cumva am fost un om ascultător de Dumnezeu. Biblia spune că toți, noi toți, eram altădată fără minte ascultător. Și aduceți-vă aminte că Apostolul Pavel este un om care vorbește extraordinar despre neprihănirea lui dinainte să se întoarcă la Dumnezeu. Zice cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană. Omul să ținea de legea lui Dumnezeu. Era un om moral. Totuși el spune că era neascultător. Pentru că transformarea pe care o primim în evenimentul mântuirii cuprinde întreaga noastră personalitate și după ce, suntem, după ce ne întoarcem la Dumnezeu vedem cu adevărat câtă neascultare a fost în viața noastră. Era înrătăciți. Rătăciți, rătăciți debusolați, luați pe altă direcție. Robiți de tot felul de pofte și de plăcere. Noi spunem, ah, îmi place să fac lucrul ăla, îmi place să fac lucrul ăla. Oamenii vorbesc în felul acesta. Întrebarea este dacă poți să lase sau să se abține de la lucrurile pe care îi le iubesc. Îmi place lucrul ăla. Poți să nu-l mai faci. Ai fi nefericit, ai considera că viața ta s-ar termina dacă n-ai mai face lucrul acela. Este o robie în care oamenii trăiesc, o robie în propriile lor pofte și plăceri, la care nu pot renunța. Și este un test pentru fiecare dintre noi dacă poftele și plăcerile, lucrurile pe care avem, indiferent cum le denumim noi, lucrurile pe care avem chef să le facem. Îmi place să fac lucrul ăsta. Obișnuiesc să fac lucrul ăsta pentru că îmi place. Mă pot lăsa de el. În răutate, în pismă, vrei să fim urâți și urându ne unii pe alții. Acesta era comportamentul nostru și a existat, spune Apostolul Pavel, o transformare. Ideea generală pe care vreau să o subliniez din versetul 1, 2 și 3, din aceste versete, este aceasta. Omul care este mântuit este un om care se manifestă în tocmai. Care se manifestă în tocmai. Asta este Mântuirea pe care Dumnezeu o lucrează în viețile noastre. Dacă sunt mântuit, sunt un om transformat. Dacă sunt mântuit, sunt un om schimbat. Nu am niciun fel de scuză. Să mă declar mântuit și să trăiesc în continuare ca și cum nu sunt mântuit. Da? Să spun că sunt eliberat, dar eu de fapt să nu fiu eliberat. Să spun că sunt izbăvit, dar eu de fapt să nu fiu izbăvit. Și acum, un cuvânt de atenționare care nu vreau să fie folosit ca o scuză. Faptul că în viețile noastre a fiecăruia există eșecuri, falimente, există momente în care păcătuim și greșim, nu înseamnă că nu suntem mântuiți. Ci înseamnă că datorită slăbiciunii firii noastre pământești și neatenției și nevegherei facem lucrurile acestea. Însă ca principiu, noi trebuie să vedem în viața noastră un principiu de viață, un principiu de trăire după voia lui Dumnezeu. În versetul 4, ni se arată care este momentul în care noi suntem mântuiți. Da? Verset, primele trei versete, manifestarea omului mântuit, versetul 4, momentul în care un om este mântuit. Ia au ce spune. Dar, există un dar, da? Am fost așa, dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea lui de oameni. Când este un om mântuit? Când este un om mântuit? Într-o zi, eu m-am hotărât, eu am Trebuie echilibrate lucrurile foarte bine. Un om ca să fie mântuit trebuie să decidă, trebuie să hotărească, trebuie să pocăiască, trebuie să creadă, trebuie să se supună cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ascultă de Dumnezeu. Nu o să fie mântuit asta. Da? E clar lucrul ăsta. Deci nu se poate altfel. În același timp, observați că în Sfânta Scriptură, foarte des, accentul pus pe factorul decisiv în mântuire, pe factorul decisiv în mântuire, accentul pus este pe Dumnezeu. Este pe Dumnezeu. Și aici spune, inițierea mântuirii noastre, autorul mântuirii noastre, maestru mântuirii noastre, cel care decide mântuirea noastră, factorul principal, decisiv al mântuirii noastre, este Dumnezeu. Când se întâmplă lucrul ăsta? Când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni. Spre surprinderea și plăcerea mea, au întâlnit chiar predicatori arminieni care sunt împotriva predicării unei evanghelii din astea foarte subțiri. Dumnezeu te iubește și are un plan minunat pentru viața ta. Și automat, omul care trăiește în păcat și își iubește păcatul, da? Îi robi de tot felul de pofte și de plăceri. Îi rătăcit. Îi spun, rătăcit, Dumnezeu mă iubește. Îți rătăcit, îți robi de pofte și de plăceri, îmi place păcatul în care trăiesc, iubesc în întunericul în care trăiesc, Dumnezeu mă iubește și are un plan minunat pentru viața mea. Super. Și se duce înainte. Și se duce înainte. Observați următorul lucru. Bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu de oameni generează ceva. Generează ceva. De ce sunt împotriva unei predicări uh, a Evangheliei în forma asta? Dumnezeu te iubește. Punct. E greșit, e fundamental greșit. Biblia nu vorbește așa. Și o să luăm une, câteva texte care sunt foarte, foarte cunoscute. Dar ne uităm întâi la acesta. Când s ar Ascultați cum spune. Când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni, virgulă, ce s-a întâmplat? El ne-a mântuit. Deci la ce a adus bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni? La mântuire. Deci nu este un fel de dragoste din asta a lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu fără niciun fel de calificare, fără niciun fel de rezultat. Bunătatea lui Dumnezeu manifestată, dragostea lui Dumnezeu manifestată duce la ceva produce ceva, este eficient. Aici este foarte important de observat că Scriptura nu vorbește doar despre două atribute ale lui Dumnezeu, bunătate și dragoste, ci despre două atribute manifestate. Spune când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu. Și haideți să ne gândim la câteva texte foarte cunoscute. Ioan 3 cu 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea și nu se oprește la aici. Spune Dumnezeu iubește lumea. Punct. Nu spune așa fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea și dragostea lui Dumnezeu s-a manifestat prin faptul că a dat pe singurul său fiu. Și nu e punct. Și nu este punct. Dumnezeu ne iubește prin faptul că l-a dat pe fiul său. Dar nu este punct acolo. Dragostea lui Dumnezeu se arată prin faptul că l-a dat pe fiul său, dar mai există ceva în text. Pentru ca Oricine crede. Dragostea lui Dumnezeu așadar, ni-l dă pe Fiul Său și dragostea lui Dumnezeu ne cheamă să credem în Fiul Său. Să ne încredem în Fiul Său. Să-L primim pe Fiul Său. Să ne supunem Fiului Său. Să-L ascultăm pe Fiul Său. Să-L avem în viața noastră pe Fiul Său. Deci dragostea aceasta lui Dumnezeu, deși este necondiționată prin faptul că ne l-a dat pe Fiul, pe Fiul Său, totuși ne cere să ne încredem în Fiul Său. Dragostea lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu din locul acesta, în același timp și ne arată în același fel, deși este necondiționată, duce la mântuire. Când s-a arătat, el ne-a mântuit. Sau, de exemplu, Efeseni, capitolul 2, spune în felul următor, versetul 4. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ce a făcut Dumnezeu? Care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. Auziți, El ne-a înviat. Și lucrul pe care vreau să-l subliniez și să-l înțelegem în această dimineață este următorul. Dragostea lui Dumnezeu de oameni, bunătatea lui Dumnezeu, este o dragoste și o bunătate productivă, eficientă, care rezultă în ceva. Eu nu pot să spun Dumnezeu mă iubește, punct. Nu, Dumnezeu mă iubește și pentru că mă iubește, Dumnezeu lucrează ceva în viața mea. Cred că s-a menționat acest pasaj într-o rugăciune. Dacă nu mă înșel, Romani, capitolul 2, unde spune Apostolul Pavel așa. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Cu alte cuvinte, eu nu am voie să vorbesc despre bunătatea lui Dumnezeu, despre dragostea lui Dumnezeu. Efeseni 2, despre îndurarea lui Dumnezeu, despre mila lui Dumnezeu, pur și simplu așa. Aiurea. Nu trebuie să înțeleg că bunătatea, dragostea, îndurarea lui Dumnezeu mă cheamă la pocăință, mă cheamă la credință, Produce mine în spirituală și mântuire. ca asta spune textul aici. Când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, când s-a manifestat bunătatea lui Dumnezeu față de noi și dragostea lui de oameni, el ne-a mântuit. Acesta este momentul în care Dumnezeu ne mântuie. Când bunătatea lui și dragostea lui și îndurarea lui, caracterul lui, atributele lui binecuvântate se manifestă față de un om. Da? Ne arată scriptura și care este autorul, maestrul mântuirii noastre. Versetul 5 spune că. El ne-a mântuit. Indiferent, și bine să iarăși să stabilim lucrurile clare, indiferent de locul pe care îl punem uh, în privința omului în această lucrare a mântuirii, indiferent unde îl așezăm pe om în lucrarea aceasta a mântuirii, clar este că Scriptura spune că Mântuitor este doar Dumnezeu, nu omul. El ne-a mântuit, nu noi ne mântuim. El ne-a mântuit. Foarte important lucrul acesta. Da, e important. Uh, de menționat că nici alții nu ne mântuie pe noi. Versetul 5 ne mai spune ceva despre această mântuire. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui. Bineînțeles, e necesar să ne gândim puțin la aspectul ăsta. Zice Scriptura că nu ne-a mântuit pentru faptele făcute de noi în neprihănire. Cu alte cuvinte, Dumnezeu din veșnicie s-a uitat, Bine, sunt două perspective aici, că Dumnezeu din veșnicie s-a uitat și a văzut pe unii că o să aibă credință, dar aici spune Dumnezeu din veșnicie nu s-a uitat și a văzut că noi să facem fapte, adică ne-au pus pe toți, pe tapet, toată umanitatea. Și s-a uitat. Mă, pe ăștia dacă îi mântuiesc, ăștia o să facă fapte bune, păștia dacă îi mântuiesc, ăștia nu o să facă fapte bune, o să trăiască cum o să trăiască. Așa că păștia îi mântuiesc care o să facă fapte bune și păștia nu o să mântuiesc, că ăștia știu că nu o să facă fapte bune, nu o să trăiască cum trebuie. Și Dumnezeu din veșnicie, știind acesta, a hotărât în funcție de faptele pe care știu că noi o să le facem. auzi ce spune Biblia? El ne-a mântuit. Care e motivul pentru care ne-a mântuit? El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi, zice, în neprihănire. În neprihănire. După ce am fost considerați și socotiți neprihăniți și am ajuns neprihăniți. Dar aminte să ne mântuiască Dumnezeu pentru faptele făcute înainte de neprihănire. Înainte de neprihănire. Dar sunt, este momentul zero al mântuirii. Dumnezeu nu ne mântuie nici pentru faptele pe care le-am făcut înainte să fim mântuiți, că faptele alea bune n-au nicio valoare, dar nu ne-am mântuit nici pentru faptele făcute după ce am fost mântuiți. Știu, Cristi, că tu o să faci fapte bune, te mântuiesc. Știu, Andrei, că tu o să faci fapte bune și te mântuiesc pentru faptele alea bune pe care o să le faci. De ce? Nu poate Dumnezeu să ne mântuie pentru faptele bune. Păi, în primul rând, faptele bune înainte de mântuire n-au niciun fel de valoare pentru că nu sunt făcute în credință. Tot ce nu vine din credință e păcat. Tot ce e făcut în independență de Dumnezeu, oricât de bun ar arăta în exterior, e făcut în independență, în separare de Dumnezeu, este păcat. Nu există lucru bun pe care un om să-l facă separat de viața lui Dumnezeu. De ce nu poți să fiu mântuit prin faptele făcute după ce am fost mântuit? Foarte simplu, pentru că faptele acestea sunt făcute datorită lucrării lui Dumnezeu în noi. N-are cum Dumnezeu să ne mântuiască pentru ceva ce a făcut El în noi, da? Dumnezeu ce te mântui pentru ce ai făcut tu, dar ce ai făcut tu datorită ce am făcut eu. Efeseni capitolul 2, versetul 10, spune zice, noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune. Da? Zidirea în Hristos generează faptele bune. Și de fapt aici este, aș spune, piatra de poticnire sau punctul în care teologia evanghelică cu teologia ortodoxă se despart definitiv și irrevocabil. Că eu nu sunt mântuit datorită faptelor bune, ci eu sunt mântuit pentru faptele bune. Eu sunt mântuit și pentru că sunt mântuit, dovedesc această mântuire prin fapte bune. Este o lucrare care însoțește mântuirea. Faptele bune însoțesc mântuirea. Rezultă din mântuire. Rezultă din mântuire nu generează mântuirea, nu duc la mântuire. Lucrul acesta este foarte important pentru fiecare dintre noi și eu cred că este un pasaj evanghelistic extraordinar care ne-ar ajuta pe fiecare dintre noi dacă l-am înțelege bine în discuțiile noastre cu oamenii necredincioși. Care mulți dintre ei, foarte mulți dintre ei, se chinuie să fie mântuiți. Foarte mulți dintre ei vor să fie mântuiți. Ce înțeleg ei prin mântuire? Domnul știe, fiecare dintre, ei are vers fiecare dintre ei are versiunea proprie, dar este important să cunoaștem pasajele acestea în discuțiile cu acești oameni și să lămurim aceste aspecte. Omul bun, nu te chinui că nu te poți mântui cu faptele bune. Dumnezeu nu de asta te mântuiește. Și lucrul acesta spune Scriptura nu ca să-l aducă pe omul la disperare, să spună, a, eu am încercat de atâți ani, am fost pe la mănăstiri, am dat pomeni, am făcut toate ritualurile pe care am știut să le fac am făcut tot ce am știut eu, domnule, toate ceremoniile, toate ritualurile și tot nu-s mântuit. Am avut să avem la disperare, dacă e așa cum spuneți voi. Dacă nu-s prin fapte bune. Nu! Din potrivă, din potrivă ceea ce spune Scriptura în locul acesta, că nu suntem mântuiți datorită faptelor noastre făcute în neprihănire sau în păcatele noastre, Ăsta este un lucru care este un încurajare pentru, pentru, noi, că Dumnezeu vrea să ne scoată din această cursă nebună în care oamenii intră și prin care, această cursă care nu duce la câștigarea mântuirii. Dumnezeu vrea să ne ducă în fața Lui singurul care poate produce mântuirea în viețile noastre. Ar fi, cred eu, potrivit să învățăm poate pasajul pe de rost. El ne-a mântuit pentru faptele făcute de noi în neprihănire și ne arată pozitiv motivația mântuirii, ci pentru îndurarea Lui. Acest lucru mai este repetat În alte pasaje Efeseni este un pasaj paralel Care se potrivește extraordinar Spune Dumnezeu care este bogat în îndurare Dumnezeu care este bogat în îndurare Dumnezeu ne-a mântuit pentru îndurarea Lui Ce înseamnă că Dumnezeu ne-a mântuit pentru îndurarea Lui? Cui arătăm noi milă în general? Cui se arată îndurare în general? Gândiți-vă puțin la lucrul ăsta Ca să înțelegem poziția noastră Sau starea noastră Înainte de a fi mântuiți Cui să arată îndurare între oameni? Un om arată îndurare altui om care se află în ce situație? Îndurarea arată un superior, unuia care este inferior. Din ce punct de vedere este inferior? Păi este inferior pentru că nu se poate ajuta singur. Că altfel, dacă s-ar putea ajuta singur, nu-i arăta îndurare unuia care nu vrea. Domne, poate să facă un lucru, dar nu vrea. Și am îndurare față de el. Nu! Pe un asemenea, omul îl Spui, rămâi acolo, fă treaba. Nu vine o să te ajut dacă poți să te singur, dacă poți să rezolvi tu singur problema. Nu? Îndurarea arăți unui nenorocit. Îndurare și milă arăți unui om care este vrednic de milă. Te uiți la el că e nenorocit, că e oropsit. Te uiți la el și zici, băi, omul ăsta nici nu are ce să l răsplătească înapoi, nici nu se poate ajuta pe sine însuși. Acestea sunt două aspecte care vin automat cu cuvântul îndurare. Omul nu are merite și omul nu se poate ajuta. Și aceasta este starea omului care este mântuit de Dumnezeu. De asta Dumnezeu ne mântuie pentru îndurarea Lui. Că mila să arată unui om neputincios și unui om nemeritos. Și unui om nemeritos. Am auzit o mărturie, sunt mai multe, dar una foarte popularizată, în care cineva spunea că s-a hotărât să îl urmeze pe Domnul, s-a hotărât să fie mântuit, fiindcă S-a gândit, domnule, dacă Dumnezeu mi-a arătat atâta bunătate, ce-ar fi ca și eu să răsplătesc această bunătate a lui Dumnezeu? Ce-ar fi? Domnule, să-i fac cumva, să-i întorc lui Dumnezeu favorul. Aceea nu este mântuire. Știți de ce? Pentru că mântuirea înseamnă trecerea prin această perioadă și prin acest travaliu spiritual în care ajung la mine la lui Dumnezeu. De asta eu cred că cei mai mulți oameni nu sunt mântuiți. Pentru că nu ajung la o situație la un moment crucial în viața lor în care să-și dea seama că sunt fără nicio șansă la mântuire dacă Dumnezeu nu intervine. Să înțeleagă că nu au nicio putere să se ridice din starea în care eu sunt. Să înțeleagă că nu au niciun merit înaintea lui Dumnezeu. Să ajungă la o stare de puizare spirituală. La o stare de saturație spirituală. Spune, băi, eu sunt terminat fără Dumnezeu. Deci dacă Dumnezeu nu intervine în viața mea, eu cu tot ceea ce am, cu toate bunătățile, cu toată prosperitatea, cu tot ce a lăsat Dumnezeu în viața mea. Dacă Dumnezeu nu intervine în viața mea să mă mântuiască, să mă ridice din starea asta, din gunoiul în care îs, eu o să termina pentru totdeauna. Dacă omul nu ajunge la starea asta, omul nu este mântuit. Însă problema știți care este? Problema este că este predicată o evanghelie care nu-l aduce pe om la epuizare. O evanghelie care nu-l pune pe om la zid. O evanghelie care nu-i arată omului starea de neputință și starea în care este lipsit total de merite. O evanghelie în care, care să-l facă pe om să se simtă prost, să plece de la adunare și să spună, bă, cum? nu vine să cred. Cum bă, ăștia au spus că tot ce am făcut eu până azi nu are nicio valoare în privința mântuirii mele? Da, mă, exact asta au spus. Voi poate n-am auzit bine, mă duc data viitoare. Data viitoare se predică aceeași Evanghelie. Mă stați, dacă v-ați simțit rău data trecută la adunare în care v-am spus că nu aveți niciun merit înaintea lui Dumnezeu și nicio putere, stați liniștiți. Totuși, Dumnezeu ține cont de anumite lucruri alea, forțările chiar alea puternice, când ai transpirat spiritual, și-a puternic, 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 așa aproape până la sânge, de alea ține cont Dumnezeu, de restul nu. Nu! Când vine data viitoare la adunare, aude aceeași Evanghelie. Fără faptele noastre, fără meritele noastre, că n-ai înțeles bine, o, nici prin faptele alea înainte de neprihănire, nici prin faptele după ce ai fost socotit neprihănit, și ești neprihănit. O, zice, bă, ce adunare asta? Ce Evanghelie asta? Evanghelia Domnului Isus. Pentru că aceasta, această stare este necesară pentru ca omul să avungă să fie mântuit, să fie vindecat prin rănile Domnului Isus Hristos. Vă dau un exemplu clasic, simplu de înțeles pentru fiecare dintre noi. Un om, un om care ajunge poate într-o situație, într-o stare, într-o boală, care dacă n-ar fi vindecată ar duce la moarte. O boală care poate fi vindecată. Omul până nu ajunge să conștientizeze starea în care e. Omul până când nu este lămurit de doctor și până când doctorul nu i spune diagnosticul și îl arată și îl explică și îl dovedește, omul acela nu va fugi spre soluție. Sunt nicio formă. Sunt nicio formă. Eu nu mă duc să-mi fac acum nu știu ce ședințe de terapie și nu știu ce uh, ședințe ca să fiu vindecat de leucemie sau de cancer pentru că nu știu dacă, așa, dacă am lucrul ăsta. Perză nu-l am, dar nu știu și nu mă duc să fac lucrul ăsta. Până când nu există niște semne clare care mă duce la, care ar duce la medic și medicul mi-ar dovedi prin metodele pe care le are el că sunt într-o stare extraordinar de gravă și că dacă nu fac tratamentul pe care el mi spune că trebuie să-l fac, nu-s vindecat. Sub nicio formă și mă duc la groapă Până nu ajung în situația aceea Eu nu o să fug la soluție Este acela, același lucru Exact același lucru îl face Evanghelia Evanghelia în primul rând ne epuizează Evanghelia în primul rând Ne duce la capătul puterilor Evanghelia în primul rând ne arată Starea în care suntem deja Dar nu o conștientizăm Domnul Iisus când a spus că el a venit pentru cei neprihăniți S-a referit la cei care La cine s-a referit? Că nu era nimeni neprihăniț Cine era neprihăniț? Când cârteau farisei, zice Domnul, măi, eu n-am venit pentru cei neprihăniți. Voi sunteți neprihăniți, nici pentru nu am venit pentru voi. La cei care se xocot, la cei care își dau seama că nu sunt neprihăniți, la cei care își dau seama de păcatul în care se află și de corupția, profuzinea corupției păcatului în viețile lor. Este foarte important. Expresia asta consider că este vitală în predicarea Evangheliei. Este vitală. Hristos Dumnezeu ne mântuie pentru îndurarea Lui și îndurarea lui arată că suntem lipsiți de merite și îndurarea lui arată că suntem lipsiți de orice putere în privința mântuirii noastre personale. Și este necesar să ajungem la punctul acesta. Este necesar să ajungem la punctul acesta. Aș mai face o observație aici. În multe situații, când cineva își dă seama că nu-i mântuit, și își dă seama că nu-i transformat și că nu-i schimbat și că nu-i născut din nou, chiar dacă o venit la adunare, chiar dacă o s-o chiar dacă au cântat, chiar dacă o pustit, chiar dacă nu știu ce ritualul religioase au făcut uh, ca să-și construiască o moralitate înaintea lui Dumnezeu, când este cercetat în felul acesta, unele persoane spun în mod următor, mă, dacă tu ai crezut, nu te preocupa cu ce simți, cu ce vezi în viața ta. Dacă tu ai crezut, crede pe Dumnezeu pe cuvânt, că dacă tu crezi, Dumnezeu te mântuie oricum. Chiar dacă el nu are evidențele mântuirii, chiar dacă el n-a trecut niciodată și omul poate atunci intră. Sunt multe, foarte, este o tragedie, este o tragedie. Sunt multe persoane care merg pe drumul acesta să ajungă să intre în travaliul acela spiritual, al pocăinței, al chinului acelui, în care își vede lipsa de merite, neputința pentru prima dată în viața lui. Și când ajunge aproape de starea aceea și dă să intre în starea aceea, vin medicii ăștia necalificați, cu o evanghelie falsă și nu stai liniștit, Dumnezeu te iubește dacă ai crezut niciun fel de problemă. Nu, domne, nu te preocupa cu lucrul acest. ăsta. Ăsta e satana care spune că nu ești mântuit. El să a uitat și nu am nicio evidență a mântuirii în viața, mea. Dar ai crezut în Domnul Iisus? Da, l-ai primit pe Domnul Iisus? Da, ești mântuit, nu-ți fă probleme. Să-i o falsă evanghelie. Omul când să ajungă și el în final să intre în starea aceea în care să-și vadă total neputința, să ajungă place expresia asta, în travalul acela spiritual, când să ajungă acolo, vine medicul fals, spune, ia-ți aspirina că te vindeci de cancer. Nu e niciun fel de problemă. Este fundamental greșit. Este fundamental greșit. Oamenii trebuie lăsați și a, să ajungă în situațiile acestea de frământare spirituală, să fie măcinați de Evanghelie și de Cuvântul lui Dumnezeu, să fie frământați de Duhul Sfânt, să ajungă la această stare de străpungere spirituală, să ajungă la această stare de, de judecare de sine, confruntare a sinelui, de condamnarea a sinelui pe care a experimentat-o tâlharul pe cruce, să ajungă la aceeași stare la care a ajuns și temnicerul din Filip, la această stare de disperare, la această stare de epuizare, la capătul capătului. La capătul capătului în care strigă cu disperare către Dumnezeu. Acolo trebuie să ajungă fiecare om. Acolo trebuie să ajungă fiecare om. Și eu cred, un om care n-a ajuns la mila lui Dumnezeu nu este mântuit. Un om care crede că e mântuit, a, am răspuns și eu bunătății lui Dumnezeu. Cum să răsplătesc bunătățile lui Dumnezeu? M-am gândit cum să răsplătesc bunătății lui Dumnezeu și m-am gândit să, na, hai să-l primești și eu pe Domnul Isus și să mă botez. Aia nu este mântuire. El nu și-a văzut păcatul, el nu s-a confruntat pe sine, el nu s-a judecat pe sine, lumina cuvântului lui Dumnezeu, el n-a văzut ce merită, n-a văzut ce poate și este, este dezastros pentru un suflet și pentru veșnicia lui lucrul acesta. Apoi, Scriptura, versetul 5, spune metoda prin care Dumnezeu ne-a mântuit. Cum ne mântuie Dumnezeu? Ce înseamnă mântuirea în esență? Vine Dumnezeu să ne îmbunătățească? Uite-mă, Andrei, mântuit înseamnă să vin să te învăț. Așa și imaginează unii. Din momentul în care ești mântuit, Dumnezeu vine lângă tine și te învață. Andrei, uite ce trebuie să... Până acum n-ai știut, dar acum o să știi. De ce? Fiindcă ești mântuit. Cu alte cuvinte, singura mea problemă până să fiu mântuit a fost că nu știam. Eram ignorant, domnule. Eu aș fi fost un băiat bun, dar dacă n-am știut... Dar acum când ești mântuit, Dumnezeu mă informează. Și eu, fiindcă oricum sunt un băiat bun în mine însuși și vreau să fac bine, numai până acum n-am știut, de acum o să știu că Dumnezeu mă informează prin cuvântul lui și asta înseamnă să fiu mântuit. Sau, mântuit înseamnă să fiu îmbunătățit puțin. Domnule, eu vreau să trăiesc cum vrea Dumnezeu, înainte să mă întâlnesc cu Dumnezeu, eu vreau, dar nu pot. Îți victima a păcatului, îți victima a diavolului, îți victima a sistemului mesc în care sunt și mântuit înseamnă că Dumnezeu vine și încârpește puțin viața. Eu corectează așa puțin, mi-o îndreaptă puțin, mi-o îmbunătățește puțin și dacă Dumnezeu mi-a dat puțină putere, eu aș putea să trăiesc așa cum am vrut dintotdeauna să trăiesc. Eu am fost... În... e așa? Păi dintotdeauna ne-am fost niște oameni onorabili, niște oameni cum se cade, niște oameni normali, domnule, cum sunt toți oamenii pe pământul ăsta. Cine vrea să fie criminal, nu? Cine vrea să fie scursura societății? Noi toți prin noi și ne dorim să, să trăim așa cum trebuie, nu e așa? Ce bine sună! Nu? Ce evanghelie ușoară! Nu asta a venit să facă Dumnezeu. Nici să ne îmbunătățească, nici să ne învețe, nici să ne cârpiască. Au zis ce a venit Dumnezeu să facă. Ce înseamnă mântuirea? El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndorarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Lucrarea de regenerare este descrisă în textul acesta și în locul acesta prin două aspecte, unul negativ și unul pozitiv. O spălarea nașterii din nou, adică o scoatere a păcatului din viața noastră, și o înnoire făcută de Duhul Sfânt, o reconstrucție a omului nostru lăuntric după chipul Domnului nostru Isus Hristos. Lucrul acesta este arătat într-un pasaj pe care noi deja l-am studiat în 1 Petru, capitolul 1, uh, unde Petru spune că am fost născuți din nou după îndurarea sa cea mare, vedeți din nou accentuat îndurarea lui Dumnezeu, ne a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morți nașterea din nou, scoaterea păcatului din nou și construirea omului lăuntric după chipul Domnului Isus Hristos este lucrare supranaturală. Nimeni nu se poate naște din nou. Nimeni nu se poate naște din nou. De asta e făcută prin îndurarea lui Dumnezeu, datorită îndurării lui Dumnezeu. Efesen 2 spune același lucru, 1 Petru 1 spune același lucru, Tit capitolul 3 spune același lucru. Datorită îndurării lui Dumnezeu, Dumnezeu ne mântuie prin nașterea din nou. Și aș vrea să lămuresc aici din nou un aspect. Deși noi decidem să fim mântuiți, deși noi hotărâm să fim mântuiți, trebuie să credem ca să fim mântuiți, trebuie să ne pocăim ca să fim mântuiți. În ultimă instanță, contează dacă suntem sau nu născuți din nou. Acesta este lucru fundamental. Și vedeți cum s-a schimbat terminologia și s-a schimbat accentul. Omul mântuit nu se gândește, nu se mai gândește astăzi dacă e născut din nou. Ce să gândește omul mântuit? Dacă a luat o decizie. Repet, când vin situații de convingere sau de cercetare a stării personale, a stării spirituale personale, în general, și predicatorii, și păstorii, și persoane obișnuite, și membri obișnuiți, duc discuția în domeniul ăsta. Domne, ai crezut sau nu? Ai decis sau nu? Te-ai hotărât sau nu? L-ai primit sau nu? Aici, aici e discuția. Și eu cred că discuția e greșită. Discuția nu trebuie dusă în domeniul acela și în, în locul acela. Deși noi trebuie să facem, să credem, să ne pocăim, să ne supunem Domnului, să ascultăm de Cuvântul lui, să ne întoarcem la Dumnezeu. Trebuie să facem. Testul trebuie dus în punctul ăsta alalt. Dacă eu sunt sau nu născut din nou. De ce? Validitatea întoarcerii mele la Dumnezeu, a credinței mele sau validarea credinței mele trebuie făcută prin lucrarea nașterii din nou. Dacă eu am transformarea, dacă am spălarea nașterii din nou, dacă am înnoirea făcută de Duhul sunt atunci hotărârea mea, decizia mea, credința mea, pocăința mea este autentică. Dacă nu am nașterea din nou, dacă nu sunt spălat, dacă nu sunt înnoit, atunci nici astea nu sunt adevărate. Înțelegeți? Deci accentul trebuie pus, verificarea trebuie făcută prin lucrarea nașterii din nou făcută de Dumnezeu și nu prin lucrurile pe care eu le-am făcut. Astea sunt valide, lucrările mele. Credința mea, pocăința mea, care este și ea lucrarea Duhului Sfânt, da? Ea este validată dacă sunt sau nu născut din nou. Și am întâlnit persoane credincioase, cu ghilimele de rigoare de zeci de ani de zile, care nu știu ce este nașterea din nou. Și nu știu pentru că n-au experimentat nașterea din nou. Pentru că nașterea din nou este o transformare lăuntrică extraordinar de puternică, care înseamnă exact asta. Scoaterea păcatului din noi, plăcerea pentru păcat, mintea păcătoasă, voința robită de păcat, robia păcatului, scos păcatul din noi și este pus în noi această înclinație, această dorință, această mentalitate sfântă. Nașterea din nou și noi făcută de Duhul Sfânt. Dar versetul 6 ne mai arată că mântuirea mai înseamnă ceva, nu doar nașterea din nou, ci în al doilea rând înseamnă primirea Duhului Sfânt. Primirea Duhului Sfânt spune Duhul Sfânt pe care l-a vărsat din belșug peste noi. Și bineînțeles, vedem în locul acesta că nu ne-am descurcat, ne, -am descurta, nu ne -am descurcat ca și credincioși nici cunoaște, doar cunoașterea din nou, n-ar fi suficientă, de aceea Dumnezeu ne dă Duhul Sfânt. Dar vedem în pasajul acesta și încurajarea pe care Dumnezeu ne-o dă prin simplu fapt că ne arată că nu ne-a lăsat singuri pe pământul ăsta. Ne-a trimis un alt vlocitor, ne-a trimis pe cineva care este o putere în noi, care este o persoană cu o putere, cu o plinătate, cu o prezență, care ne ajută să trăim așa cum trebuie pe pământul acesta. Observați ce spune Scriptura, că El l-a vărsat, nu l-a picurat peste noi. L-a vărsat. Oare ce scuză avem ca și credincios trăind pe pământul acesta altfel decât cum vrea Dumnezeu? Avem o scuză. Spune Dumnezeu că a vărsat. Săptămâna aceasta m-am întâlnit cu un grup de frați și discutam despre lucrarea asta a botezului cu Duhul Sfânt, a plinătății Duhului Sfânt. Dacă să vine la mântuire, dacă nu vine la mântuire, cum se manifestă, cum nu se manifestă. Și eu m-am gândit atunci așa și ne-a spus la frați, mă, ce ar trebui făcut? Mers în toate adunările evanghelice din țară și făcut așa, spontan, de, de așa, din față, câte o poză la, la frați. Făcut câte o poză și scris acolo sub poza respectivă Duhul Sfânt pe care l-a vărsat din belșug peste noi. Și mă, ăștia sunt oameni care rată că peste ei s-a vărsat Duhul Sfânt din belșug. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Ăștia sunt oameni care au viață din belșug, au Duhul Sfânt din belșug. Eu cred din toată inima mea că această vărsare a Duhului Sfânt este o abundență. O abundență care vine din persoana Duhului Sfânt peste ființele noastre. Eu cred că această vărsare a Duhului Sfânt să face momentul nașterii din nou. Cred în toată inima lucrul ăsta, pentru că Pavel le pune împreună aici. Dar mai cred că este un test foarte important pentru noi. Foarte important. Multe persoane spun, vorbesc despre întoarcerea la Dumnezeu, momentul în care au încheiat un legământ cu Domnul în apa botezului, și dacă te uiți chiar la evenimentul respectiv, la întoarcerea lui la Dumnezeu împreună cu botezul, în apă și așa mai departe, vezi atâta lipsă de bucurie și atâta lipsă de pasiune pentru Dumnezeu încât îți pui foarte mari semne de întrebare cu privire la lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o acolo. Dumnezeu a vărsat Duhul Sfânt din belșug peste noi, da? Din belșug peste noi. La a vărsat la nașterea din nou, Dumnezeu nu ne lasă singur o perioadă de timp, l-a la nașterea din nou, dar l-a vărsat din belșug. Există un belșug de binecuvântare spirituală în viețile noastre care vine prin Duhul Sfânt. Care vine prin Duhul Sfânt. Și ne arată și cum vine Duhul Sfânt în viețile noastre. Vine Duhul Sfânt prin stăruință, prin strigare. Cum vine Duhul Sfânt în viețile noastre? Spune cum. L-a vărsat din berșug peste noi prin Isus Hristos. Primirea Duhului Sfânt, plinătatea Duhului Sfânt ulterioară, umplerile cu Duhul Sfânt, bogățiile, binecuvântările ulterioare pe care le primim de la Duhul Sfânt, toate vin prin persoana Domnului Isus Hristos care este mântuitorul nostru. Și apoi versetul 7 ne arată, mântuirea înseamnă nu doar naștere din nou, nu înseamnă doar vărsarea Duhului Sfânt peste noi, vărsarea Duhului Sfânt peste noi, ci înseamnă în al treilea rând și să fim socotiți neprihăniți. Socotiți neprihăniți. Uitați ce spune, pentru că odată socotiți neprihăniți prin Harul Lui. Ascultați expresia și formularea Apostolului Pavel. Odată socotiți neprihăniți. S-a făcut lucrul acesta este încheiat lucrul acesta. Îndreptățirea noastră sau a fi socotine prioniți nu este o stare progresivă. Deci eu nu sunt socotit neprihănit tot mai mult în fiecare zi. Eu sunt socotit neprihănit odată pentru totdeauna. Și ca să nu există nicio urmă de îndoială cu privire la baza acestei îndreptățiri, în catolicism se spune că sunteți socotit prioniți prin Harul lui Dumnezeu și prin faptele noastre. Și prin faptele noastre. Și că este o socotire, neprihănire progresivă. Pentru că odată, e încheiat lucrul ăsta, odată socotiți neprihăniții în trecut pe lucrul acesta, prin harul lui. Prin harul lui. Noi nu intrăm nici la, ma, nici la masa Domnului, nici în împărăția Domnului, nici în comuniune cu Domnul pe meritele noastre, pe faptele noastre. Și noi intrăm în părtășie cu Domnul, intrăm la masa Domnului, intrăm în prezența Domnului, intrăm în comuniune cu Domnul și intrăm în împărăția Domnului și în veșnicia cu Domnul și în cerul Domnului nostru Isus Hristos prin nepriânirea pe care o avem de la Domnul Isus Hristos. Aceasta a fost o doctrină pe care reformatorii au recuperat-o, pe care au predicat-o niște grupuri dizitente de-a lungul timpului, într-o perioadă întunecată a a creștinismului, a fost o doctrină recuperată care astăzi a început să fie hulită de la învoane. A, zic unii, da, reformatorii au venit și au predicat că suntem socotiți neprihăniți prin Harul Lui, ca după aia să trăim cum vrem noi. Asta au predicat reformatorii Domnului. Nu urmăriți Sfințenia. Vezi? Nu urmăriți Sfințenia. Ce rău, ce nenorocire au făcut reformatorii ăștia. Că și au spus la oameni că socotiți neprihăniți prin Harul Lui este o mare aberație. Este o mare aberație să vorbești, aici vorbim despre neprihănirea Domnului Iisus Hristos, câștigată prin jertfa Domnului Iisus Hristos, câștigată prin jertfa singurului fiu al lui Dumnezeu, planul pe care Dumnezeu l-a făcut din veșnicie, singura metodă prin care noi putem să stăm drept înaintea lui Dumnezeu. Că l-a judecat pe Isus în locul nostru. Că a murit Isus în locul nostru. Că a satisfăcut Isus dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu în locul nostru. ca a băut el paharul mâniei lui Dumnezeu în locul nostru pentru un singur motiv. Ca el să ne dea neprihănirea lui nouă. Și noi venim deștepți după sute de ani și spunem măi, ce descoperire au făcut ăștia și ce rău au făcut ăștia. Bineînțeles, mântuirea nu înseamnă doar să fii îndreptățit. Înseamnă și să fii îmbogățit și înzestrat cu Duhul Sfânt, înseamnă și să fii înnoit prin nașterea din nou, dar înseamnă în mod final să primești neprihănirea Domnului Iisus Hristos pentru că doar pe baza acestei neprihăniri avem acces în prezența lui Dumnezeu. Doar pe baza acestei neprihăniri. Până în momentul, ascultați-mă, până în momentul în care intrăm în părăția lui Dumnezeu o să facem greșeli și o să păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Oricât de născuți nu ar fi. Și oricât ar fi plinătatea Duhului Sfânt în viața noastră. Ceea ce este neschimbat Sfințenia noastră este progresivă. Ceea ce este neschimbat este neprihănirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, neprihănirea Domnului Isus Hristos, care este completă și definitivă. Completă și definitivă. Versetul 7 spune că nu doar... Versetul 5 până la 7, da? Nu doar ne-a înnoit prin Astrea din nou, nu doar ne-a înzestrat cu Duhul Sfânt, nu doar ne-a îndreptățit prin Harul Lui, ci spune Scriptura că ne-a și înmoștenit. Auziți ce spune? Pentru că prin Harul Lui, ne-a socotit neprihăniți prin Harul Lui, să ne facem în moștenitori ai vieții veșnice. Acum este adevărat că noi în momentul acesta avem viața veșnică, dar nu suntem într-un sens în plinătatea vieții veșnice. Noi suntem în împărăția lui Dumnezeu în sensul acela final, da? Este un deja și un nu încă, da? Suntem în împărăție, dar noi experimentăm în toate bogățiile și în toată plinătatea ei. Însă, Scriptura spune că ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Eu cum știu că sunt acum am prezent moștenitor ai vieții veșnice? Că suntem în prezent moștenitori ai vieții veșnice? Că sunt în prezent moștenitor ai vieții veșnice? În nădejde și prin credință, prin ce altceva? Da? Chiar dacă cumva sunt cu un picior în rai, da? pe de-o parte sunt pe pământul ăsta, sunt cetățean al cerului, în același timp așteptăm ca Domn și Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos care ne va duce dincolo să ne bucurăm de plin de bogățiile, de bogățiile cerești. Dar în momentul acesta eu nu stau așa într-un fel de, de stres. Să nu sunt, să nu sunt, să nu sunt, vedea ce o vedea ce-o fi. Așa spun oameni care, care spun că sunt creștini de 2000 de ani și au o religie foarte veche, dacă îi întreb cu privire la mântuirea lor, ei spun, da, eu sunt bisericos, eu sunt creștin, eu cred în Dumnezeu, eu fac tot ce trebuie să fac și sper că Dumnezeu o să țină cont din niște lucruri. Și om vedea ce-o fi. Numai Dumnezeu știe. Biblia nu spune așa. Și repet, textul acesta este evanghelistic și este fundamental nu numai pentru noi, ci și pentru oamenii cărora trebuie să le prezentăm Evanghelia și să le arătăm lucrul clar. În momentul acesta ne facem moștenitori ai vieții veșnice prin ce? Prin nădejdea pe care o avem. Și nădejdea noastră, bineînțeles, este Domnul nostru Isus Hristos. Hristos în noi, nădejdea slavei. Ce este mântuirea? Mântuirea înseamnă o noire spirituală pe care o face Dumnezeu. Mântuirea înseamnă să fim îmbogățiți cu Duhul Sfânt. Mântuirea înseamnă să fim îndreptățiți prin Harul Lui. Și mântuirea înseamnă, în ultimul rând, să fim moșteniți. Și suntem moștenitori ai vieții veșnice prin nădejdea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Dumnezeu să lucreze mântuire în vețele celor care n-au mântuirea, în locul acesta. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem ce este mântuirea, să o putem comunica, verbaliza cu precizie oamenilor din jurul nostru și să ne facă Dumnezeu să o apreciem într-o asemenea măsură încât închinarea noastră, trăirea noastră să demonstreze lucrul acesta, amin.